Scumpirile din ultimele luni au determinat pe mulți români să strângă cureaua și să-și reevalueze comportamentul de consum. Cei mai mulți dintre conaționalii noștri fac tot posibilul pentru a-și diminua cheltuielile, motiv pentru care promoțiile sunt acum la mare căutare, la fel și prețurile mici. De mofturi nici nu mai este loc. Mulți români au început să reducă cheltuielile și să renunțe la unele lucruri, având în vedere situația economică dificilă din ultimele luni. Creșterile de prețuri, inflația uriașă, creșterea ratelor la credite, dar și incertitudinile legate de un loc de muncă i-au făcut pe conaționalii noștri să fie mai cumpătați. Fiecare a renunțat la ce a putut pentru a strânge cureaua. De toată lumea cred că sperie. Asta este. Și acum prețurile cum au sărit și asta nu... Vă gândiți să renunțați la anumite obiceiuri, alimente pentru a economisi? Nu mă gândesc, cred că am și luat măsuri ca să renunțăm la unele. Sunteți obligat să... Obligat, desigur. La banii care sunt acum în România, cu pensiile care le avem, foarte, foarte greu. Cauza scumpirilor nu îți permiți să cumperi, să dai banii pe orice zi de zi, să... pe toate prostiile, că în ziua de azi trebuie să mai ai și un ceva pus acolo deoparte. Sunteți nevoită să limitați ieșirile? Da, acum sunt, de momentan, acasă, că nu ne mai permitem nimic în ziua de astăzi. Impredictibilitatea financiară din ultimul timp i-a determinat pe români să fie mai precauți când vine vorba de consum, în special la următoarele categorii: utilități, cumpărături zilnice, cumpărături de îmbrăcăminte, ieșit în oraș și renovarea locuinței. Dacă ești chibzuit, n-ai de ce să fii speriat. Dumneavoastră ați început să renunțați la anumite chestii pentru a economisi? Nici până acum n-am economisit și nici de aici înainte n-am de gând să economisesc. Din două privințe. În primul rând, n-am un venit prea mare din care să pun deoparte. Dintr-o pensie de 1 milion și ceva, n-ai cum să economisești. Și în al doilea rând, având în vedere vârsta. Păi dacă, ce să mai fac de acum? Mai fac avere? Nu e cazul. Așa că n-avem de ce să economisim. Încercați să renunțați la anumite alimente sau... să vă limitați la anumite chestii pentru a vă ajunge banii? Mă întind, da. Renunț la multe, am renunțat la multe. Toată viața am fost într-o renunțare, că noi am fost generația de sacrificiu și pe timpul lui Ceaușescu. Și a trebuit să renunțăm ba la un concediu, ba la un spectacol, ba la niște haine de lux și în continuare renunțăm ba la un medicament, ba la un aliment care ai vrea și tu și n-ajungi la el că nu te ține buzunarul. În loc de carne mâncăm cartofi, în loc de cireșe cu 10 lei mâncăm altceva, lubeniță să zicem, cu 3 lei și așa mai departe. Deci ne limităm la cât ne e plapuma. Ieșirile cu prietenii la restaurante sau cluburi sunt în topul preferințelor românilor, mai ales după restricțiile din timpul pandemiei de coronavirus. Sunt însă costisitoare, specialiștii spun că putem ieși cu prietenii și în anumite locuri în care să nu cheltuim foarte mulți bani.